ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Ziua limbii române a fost marcată cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Președintele și premierul au lipsit de la ceremonii. Viorica Dumbrăveanu se tratează acasă de coronavirus, iar niciunul dintre colegii săi nu stă în autoizolare, anunță astăzi Ministerul Sănătății, la o săptămână de la confirmarea rezultatelor. Un tânăr de 22 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa neregulamentar o stradă din sectorul Buiucani. În lipsa premierului și a președintelui, mai mulți politicieni au depus astăzi flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și la bustul lui Mihai Eminescu din centrul capitalei. Sărbătoarea limbii române a fost marcată mai modest în acest an. Deși primăria a fost responsabilă de eveniment, Ion Ceban a lipsit de la manifestații pentru că este în concediu. Ministrul Educației spune că a fost delegat de premier să depună flori în numele executivului. Igor Șarov nu are un răspuns la absența prim-ministrului. Toate speculațiile legate de limbă trebuie lăsate pe doilea plan. Problema limbii trebuie lăsată pe seama oamenilor de știință. Pe Aleea Clasicilor l-am întâlnit pe Andrei Năstase, care a venit însoțit de colegii de partid. Limba română, v-am spus, este veșnică. Spre deosebire de noi toți care suntem trecători, nu-i așa? A marcat ziua limbii române și Dorin Chirtoacă, însă din fața președinției, unde a venit cu daruri pentru Igor Dodon. Adevărata față care o are Igor Dodon, și anume punga cu calendar în care primește dumnealui bani de la Plahotniuc. Numai un pic să o am pun și pe asta acolo, după care continuăm. Președintele nu se află în țară, fiind plecat la rugăciune pe muntele Athos. Cu ocazia sărbătorii de astăzi, Maia Sandu a adus un omagiu lui Ion și Doina Aldea Teodorovici și a depus flori la mormântul celor doi de la cimitirul de pe strada Armeneasca. De organizarea evenimentelor dedicate Zilei Limbii Române a fost responsabilă municipalitatea. Primarul Ion Ceban, care numește sărbătoarea de astăzi Ziua Limbii și nu a Limbii Române, menționează pe internet că important e să o vorbim corect și cu dragoste de țară. El nu a participat la manifestații deoarece se află în concediu de odihnă. De ziua limbii române, mesaje de felicitare au venit și din partea oficialilor străini. Ambasadorul României la Chișinău a venit cu o dedicație pe Facebook, iar șeful delegației UE a recitat o poezie scrisă de Eminescu. Igor Dodon și Zinaida Greceanei au felicitat cetățenii cu sărbătoarea Limba noastră, evitând să o numească română, iar Ion Chicu nu a avut niciun mesaj. Astăzi aduc la rândul meu un elogiu limbii române, recitând câteva versuri din opera eminesciană. Din munți bătrini și din păduri mărețe se nasc izvoare, ropotind se plimbă, de prind pe rând oceanica lor limba și sunt în codri pustnici cântăreți. Astfel, șeful delegației Uniunii Europene a transmis un mesaj de felicitare de Ziua Limbii Române, iar ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ionita, a scris pe pagina sa de Facebook 31 august, Ziua Limbii Române, sărbătorită în egală măsură pe cele două maluri ale Prutului, în România și în Republica Moldova, dar și pe Mapamond, de către aceia pentru care limba română este patria mea. Între timp, cei din conducerea țării au evitat să spună clar că sărbătorim astăzi Ziua Limbii Române. În mesajul de pe Facebook al președintelui găsim rânduri identice cu dedicația de anul trecut făcută în această zi. Fie că îi spunem moldovenească, așa cum preferă majoritatea moldovenilor, fie că îi spunem română, așa cum preferă mulți alți cetățeni, e aceeași limbă și a noastră. Nu trebuie să ne dezbine limba care de fapt ne unește, scrie șeful statului. Prim-ministrul Ion Chicu însă nu are niciun mesaj cu această ocazie, iar Zinaida Greceanu i-a scris că țara noastră se poate mândri cu o diversitate lingvistică, evitând și ea să numească limba noastră română. Vă felicit cu ocazia sărbătorii naționale Limba noastră. Moldova, pe bună dreptate, se poate mândri cu o diversitate frumoasă a limbilor. Ziua limbii române este sărbătorită din 1989. După Marea Adunare Națională, română a fost proclamată limbă de stat și a fost aprobată trecerea la grafia latină. Deși în Constituție rămâne sintagma limba moldovenească, acum 4 ani Curtea Constituțională a decis că limba de stat este limba română, așa cum este scris în Declarația de independență, dar textul legii supreme așa și nu a fost modificat.
Viorica Dumbrăveanu se tratează acasă de coronavirus și își îndeplinește atribuțiile de serviciu în mod obișnuit de la distanță. Acesta este anunțul făcut de Serviciul de Presă al Ministerului Sănătății la aproape o săptămână de la confirmarea rezultatelor. Niciunul din colegii lui Dumbrăveanu nu stă în autoizolare pentru că nu ar fi avut contact cu ea. Ministerul lucrează în continuare într-un regim obișnuit. În perioada sărbătorilor naționale, inclusiv și astăzi, toate ședințele punctului focal sunt realizate online. Doamna ministru este în tratament la domiciliu, însă aceasta muncește de la distanță. Viorica Dumbrăveanu nu ne răspunde la telefon pentru detalii și nu știm de unde s-ar fi putut infecta. Noi nu am avut contact cu doamna Dumbrăveanu. Toate ședințele comisiilor de situație excepțională în sănătate publică au loc online. Ultima noastră întâlnire a fost, cred că, acum 9 zile, atunci când definitiv am niște documente. Dorin Chirtoacă spune că a vorbit ieri la telefon cu Dumbrăveanu. Vă pot spune că dumneavoastră l-a informat pe Chicu despre faptul că este bolnavă de COVID. Eu am vorbit cu dumneavoastră la telefon ieri și mi-a spus mai multe lucruri. Respectiv, presiunea din momentul în care ea a informat primul ministru despre faptul că este bolnavă, iar primul ministru și-a pus parma într-un loc, scuzați-mi expresia, și-a plecat la nunta interzisă de el acum o lună. Asta înseamnă că răspunderea este pe el și pe Dodon. Viorica Dumbrăveanu a anunțat pe Facebook că s-a infectat, însă abia la 4 zile după ce a primit rezultatele. De ce s-a anunțat despre rezultatele pozitive abia 4 zile mai târziu? Probabil această întrebare trebuie să o adresați doamnei ministru. Este decizia ei și mai mult ține de familie și de probleme personale. Copiii care vor merge la grădinițe, dar și școlarii, vor trebui să poarte masca o zi întreagă. Cel puțin asta se înțelege din noile reguli publicate ieri de municipalitate. Asta, deși Organizația Mondială a Sănătății spune clar, masca trebuie purtată doar de copiii cu vârsta de peste 12 ani. Potrivit primarului Ion Ceban, școlarii, dar și copiii care merg la grădiniță vor aștepta transportul public purtând masca pe față, chiar și în stație. Distanța fizică rămâne obligatorie. Indiferent cu ce tip de transport vei călători, va trebui să porți mască de protecție și să-ți dezinfectezi mâinile. Accesul în transport se va face doar prin ușa din față, destinată exclusiv pentru urcare. La intrare, dar și la ieșirea din troleibus sau autobuz, copilul își va dezinfecta mâinile. Masca de protecție va rămâne fixată pe toată durata călătoriei cu transportul public. Я согласна соблюдать все эти правила, личная гигиена, даже тот дезинфектант каждый раз даже сушит руки детские. Regula impusă de municipalitate vine în condițiile în care OMS nu recomandă copiilor de până la 5 ani să poarte masca, pentru ei fiind inutilă. O recomandă abia de la 12 ani, când minorul deja conștientizează cum trebuie folosită. În setul de reguli se mai arată că aceștia se vor așeza pe scaun, respectând distanța fizică față de ceilalți. Totodată, copiii vor trebui să evite îmbarcarea în transportul aglomerat. Prevedere greu de respectat, întrucât în anii precedenți, în septembrie, drumul spre școală începea așa. Cum să păstrăm distanța fizică dacă în transport nici nu poți să închidă ușile așa de multă lume? Regulile continuă și la coborâre. Astfel, copilul va ajunge la instituție continuând să poarte masca. Își va saluta colegii și profesorii de la distanță, iar persoanele care însoțesc copilul îl vor conduce până la intrare. Aceștia nu vor intra în clădire. Am încercat să-i pun, dar nu o scoate deodată. E mie mi-o scoate. Vă spun cinstit că am legi și de la mască și de la mânuși. Она мне сегодня говорит: «Мама, мне трудно дышать». Deși micuții de grădiniță și școlarii, potrivit primarului, ar trebui să poarte masca non-stop într-o zi de școală, președintele Igor Dodon sau chiar ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu au fost surprinși de nenumărate ori fără ea. Din 1 septembrie, Regia Transport Electric va pune în circulație rute de troleibuz și autobuz speciale pentru copiii care merg la școală și grădiniță. Unitățile vor putea fi recunoscute după stickerul cu mesajul „Hai la școală, hai la grădiniță”.
Cântăreața de muzică populară Irina Login, dar și soțul și fiul acesteia s-au infectat cu COVID-19. Cei trei sunt internați la Institutul Matei Balș din București. Pentru știrile ProTV din România, Irina Login a declarat că se simte bine. Soțul acesteia este singurul care are unele simptome ale virusului. El are 84 de ani, iar vârsta acestuia impune o monitorizare atentă. Și Irina Login, de la 81 de ani, va rămâne internată și supravegheată de către medici. Interpreta a contractat virusul după ce fiul și soțul ei s-au întors de la mare, unde se presupune că s-au infectat. Un tânăr de 22 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada neregulamentar, deși la câțiva metri este o petrecere pentru pietoni. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere. Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat acum două zile pe strada Calea Ieșilor din capitală. Șoferul de la volanul BMW-ului le-a spus polițiștilor că nu a observat pietonul. Tânărul lovit a suferit mai multe traumatisme și se află acum la spital. Oamenii legii urmează să stabilească cine se face vinovat și ce riscă acesta. Alexandru Lukashenko nu va discuta cu opoziția, a declarat aseară un consilier de-al președintelui din Belarus care a ieșit în fața manifestanților. Acesta și-a făcut apariția când lumea deja se dispersase și din zecile de mii au rămas doar câteva sute de oameni care au ieșit ieri pe străzile din Minsk. El a declarat că Lukashenko a fost toată ziua la reședința sa, iar serviciul de presă a publicat o nouă fotografie cu acesta, în vesta antiglonț și cu arma în mână. Consilierul lui Alexandru Lukashenko a declarat că alegerile prezidențiale au fost corecte și legale. Ieri, purtătoarea de cuvânt a lui Lukashenko, fiind întrebată de presă unde se află președintele, a răspuns cu o fotografie în care acesta apare înarmat ca acum o săptămână când a inspectat orașul din avion. Ieri, în ziua când Alexandru Lukashenko a împlinit 66 de ani, 10.000 de oameni au ieșit pe străzile din Minsk și chiar au scandat că merg la zi de naștere. Au pregătit și cadouri pe care le-au lăsat în fața Palatului Republicii, printre care și un sicriu pe care scria dictatură. Nina Baginskaya, în vârstă de 73 de ani, a devenit simbolul protestelor din Belarus. Ea s-a luat de mai multe ori la harță cu mascații. Femeia participă la proteste din anii 80, iar acum, pentru curajul său, este aclamată de tânăra generație. Adukovani люди, коли они связаны с интернетом, они ж бачат, что отбывается в інших країнах. Поравновывают то, что отбывается в нашей країні. И не, они не погодятся жить за какой-то невеликой кількістю этих кримінальників под керівництвом. Un alt moment emoționant produs la protestele de ieri a fost o cerere în căsătorie. Au fost însă și momente tensionate, nu au lipsit reținerile și altercațiile cu poliția. Peste 140 de persoane au ajuns în dubițele forțelor de ordine. Ieri orașul Minsk arăta ca o fortăreață. Sute de militari și mascați au blocat accesul manifestanților spre mai multe artere, iar pe lângă autospecialele de intervenție, pe străzi au fost surprinse și blindate. Asta nu i-a împiedicat pe oameni să iasă în stradă, iar cine a stat acasă a scandat de la balcoane. Mii de persoane au manifestat și în alte orașe din țară, cum ar fi Brest sau Grodno. Și weekendul trecut, aproximativ 100.000 de oameni au defilat pe străzile din Minsk, cerându-i lui Lukashenko să plece. Acesta va pleca, însă nu de la conducere. În următoarele săptămâni, el se va deplasa la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, care a recunoscut rezultatele alegerilor prezidențiale din Belarus și a promis că îl va ajuta să facă ordine în țară.
Un bărbat de 73 de ani a căzut într-o fântână din orașul Râșcani, adâncă de 15 metri. Pentru a-l scoate de acolo au intervenit pompierii. Bătrânul nu s-a ales cu leziuni grave. În ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în 69 de situații de risc. Cea mai scumpă oaie din lume a fost vândută cu peste 400.000 de euro în Scoția. Cam atât costă și un bolid de lux. 330. Suma este un record pentru un astfel de animal. De ce valorează atât de mult, aflați imediat. Deși încă sunt studenți la medicină, din toamnă vor lucra ca asistenți medicali în școlile și grădinițele din capitală. Soluția vine ca urmare a lipsei acute de specialiști în instituțiile de învățământ. 10 tineri au acceptat până acum propunerea, nevoia este însă mult mai mare. Printr-o decizie a Ministerului Educației, profesorii cu studii în medicină ar putea ocupa și ei locul. Ana este studentă în anul 6 la Universitatea de Medicină. Din toamnă, tânăra va avea grijă și de sănătatea micuților de la grădinița 32 din capitală, întrucât a acceptat funcția de asistent medical. Astăzi este prima zi, dar am fost și ieri, am făcut cunoștință cu colectivul care ne-a spus de mult mi-a plăcut. Ziua de muncă va începe la ora 8. Tânăra va măsura temperatura copiilor, va avea grijă ca personalul să respecte normele de prevenire a răspândirii coronavirusului, iar în cazul unui bolnav suspect va lua măsurile necesare. Spune că dragostea pentru copii a fost cea care a făcut-o să răspundă da provocării, mai cu seamă că se visează medic-pediatru. Necesită să le explicăm la vârsta lor ce înseamnă acest virus și de ce nu se poate să te joci, de ce nu se poate să stai cu prietenii aproape. Este remunerată? Da, dar asta nu contează. Care este remunerarea pe lună? Încă nu se știe. Nici, sincer, nu m-am interesat. Directoarea grădiniței povestește că de jumătate de an locul de asistent medical era liber. În cazul în care funcția rămânea vacantă, cei 350 de copii riscau să rămână acasă, întrucât, potrivit noilor prevederi, instituția nu se poate deschide fără un specialist în sănătate. Ne-au ajutat și ne-au salvat și ne-au delegat un asistent medical foarte competent. Ne redeschidem cu Doamne ajută de la 1 septembrie cu 5 grupe cu vârsta copilor de 6-7 ani. Prima etapă, apoi sperăm să fie totul bine, ca mai apoi în a doua etapă să respectăm cerințele cu ceilalți copii, ca să aibă toți copiii dreptul la grădiniță, pentru că toare așteaptă cu mare nerăbdare. Toți studenții de la medicină sunt salvarea și pentru grădinița Mugurel. Locul s-a eliberat după ce asistentul medical a plecat la o instituție privată, unde i s-a propus un salariu mai mare. Am întreprins o sumedenie de pași care pentru a asigura instituția cu cadru medical. Până la găsirea acestei soluții, în grădinițele din capitală lipseau 24 de asistenți medicali. Șeful Direcției Educației spune că până acum 10 studenți au acceptat oferta. Metoda va fi aplicată și pentru școli. Urmează să totalizăm toate solicitările din partea directorilor și să primim personal. În școli situația este mai bună, doar că avem nevoie nu de un singur specialist, dar de școlile mari, măcar două persoane. Cadrele didactice ar putea face și ele muncă de asistent medical. În situația în care există personal didactic care cândva a fost instruit în domeniul medicinii, să fie instruit repetat și prin ordinul directorului instituției să monitorizeze situația. Totuși, șeful direcției nu ne-a putut spune câți asistenți medicali nu se ajung în acest moment în instituțiile de învățământ. Grădinițele urmează să se redeschidă pe 1 septembrie odată cu școlile. Se întâmplă după ce în martie s-a trecut la învățământul online odată cu declararea stării de urgență. Meșteșugurile nu se mai transmit din generație în generație ca acum câteva decenii. A fost dat uitării țesutul și coptul pâinii, spun câteva femei care au peste 60 de ani și care au crescut cu aceste îndeletniciri. Acum își colorează zilele învățându-i pe cei mici tradițiile pe care le-au prins de la părinți. Maria Babenco a îndrăgit țesutul încă de când avea 25 de ani. Își amintește că mama ei îi pregătea zestrea pentru căsătorie și a trebuit să treacă și ea la stative, căci avea o casă destul de mare care trebuia acoperită cu covoare și fețe de masă. Când m-am măritat, țoale pe jos n-aveam. Pe urmă, dacă am văzut că așa-i treaba, ne-a făcut eu singur și nu mai trebuie. Ceaca de unde am învățat. A țesut cât a fost tânără, cât i-au crescut copiii și țese și acum la 61 de ani. Ierni întregi muncește ca să facă un covor.
lor, trezindu-se de la 6 dimineața și terminând lucrul la 12 noaptea. Așa ne-a intrat mie în suflet și ne-a plăcut, cât așa ne-a plăcut. Și a învățat și fiicele acest meșteșug, dar acum ele au alte interese. Cândva trebuia să-și decoreze casa cu mâna sa, fir cu fir. Acum toate se cumpără, spune cu nostalgie Maria. Nici pâinea nu mai e cea scoasă în cuptorul de lut. Pe Eugenia Mândru am găsit-o împletind din aluat un porumbel. Aluat, sungurică, am pus apșoară, făinuț, sare și oșiruț de zahărel. Și o leac de oloi. Și a frământat ghinișor și a lăsat un ceas toschească și dacă începem a face. Și lăsăm o lucrăță în tăvări să toschească o leac și pe urmă puneam la cuptor. Și Tamara Albot știe să frământe și să coacă pâinea în cuptor încă de când avea 16 ani, când s-a căsătorit. A învățat asta de la mama și bunica sa. Coc pâini, colași de anul nou, de sfinți, sfințori, hulubași, tot ea că așa am 69 de ani, tot coc pâini. Pâine cumpărat rar tare, cumpăr o pânic. Ca să-și înfrumusețeze viața, femeile s-au implicat în proiectul Gospodăria Țărănească, pus pe roate la o pensiune de la Orheiul Vechi. Zilnic, acolo, diferite familii fac tururi, iar copiii învață cum e viața la sat și tradițiile care acum până și în sate se uită. Copiii văd cum se face pâinea, cum se mulge o vacă, cum se face niște floricele de porumb la cotlon. Încetșor, încetșor, totuși să ne promovăm. Proiectul a luat start acum 2 săptămâni. Emoții insuportabile pentru părinții unei fetițe de 3 ani din Taiwan, ridicată până la vreo 10 metri înălțime de un zmeu scăpat de sub control în cadrul unui festival. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional. O rafală bruscă de vânt, dar și faptul că cea mică se încurcase în sfori au făcut posibil incidentul. Un martor a surprins momentul cumplit în care copila a fost luată pe sus și vânturată câteva secunde. Mulțimea a prins-o în brațe înainte să se prăbușească. Fetița este teafără, dar și-a revenit cu greu din șoc. Cea mai scumpă oaie din lume valorează cât un bolid de lux. Mai exact, 400.000 de euro, un record mondial. Este prețul cu care a fost vândut un astfel de animal la o licitație organizată în Scoția. Este vorba de un berbec de 6 luni dintr-o rasă extrem de căutată de fermieri. 330. Exemplarul vândut cu fabuloasa sumă de 410.000 de euro are vârsta de 6 luni. Botezat Double Diamond, berbecul a fost cumpărat de 3 fermieri, convinși că își vor recupera investiția prin folosirea sa pentru reproducere. Masculii din rasa de ovine Texel sunt folosiți și pentru ameliorarea altor rase de oi, pentru îmbunătățirea producției de carne. Prețul de pornire al licitației a fost de numai 14.000 de euro, însă suma a crescut pe măsură ce fermierii s-au întrecut în a deveni proprietarii animalului. Așa s-a ajuns la un preț final de 400.000, un record mondial care l-a eclipsat pe cel din 2009, când o oaie de această rasă a fost vândută cu doar 250.000 de euro. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezei se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!